Zicea părintele Cleopa, cel mai de preț în această viață este să lași toate și să-ți plângi păcatele tale, pentru că cea mai scumpă pentru noi este veșnicia. Deci, trebuie să facem totul ca să nu o pierdem, că atunci degeaba am mai trăit pe pământ. Toate lucrurile pe care le făcea părintele Cleopa erau împodobite cu smerita cugetare, că zicea, să nu spunem niciodată că am pus început bun. Noi nici nu știm cum arată acel om care a pus început bun. Noi să ne rugăm, Doamne, ajută-mi ca să pun început bun. Altădată zicea, părerea de rău completează fapta pe care nu ai făcut-o. De pildă, tu faci metani. Cum făceam eu când eram acasă, că mă luam la întrecere cu frații mei care făceau mai multe metani într-o oră. Eu făceam 500 de metani într-o oră, dar acum nu mai pot face niciuna. Iar tu nu le faci cu mândrie, ci pentru păcatele tale. Și mie îmi pare rău că nu pot face și zic, Doamne, miluiește-mă și pe mine păcătosul. Iar Dumnezeu le primește pe amândouă la fel. Odată s-a dus un frate la spovedanie și a spus, Părinte Cleopa, n-am râvnă. Părintele i-a zis, N-ai? Smerește-te. Nimeni nu s-a mântuit că a postit sau că a făcut o altă nevoință. Ci spune, Smeritul m-am și m-am mântuit. Altădată l-a rugat un ucenic pe părintele să-l pomenească la rugăciuni. Iar sfinția sa i-a spus, Rugăciunea mea este ca fumul lui Cain. Așa se târăște pe pământ. L-a întrebat odată un frate pe părintele Cleopa. Părinte, cum să citesc la psaltire? Să mă gândesc când citesc că este scrisă ca pentru prorocul David sau că este scrisă pentru fiecare dintre noi? Sau cum? Părintele i-a răspuns. Să te gândești că ești păcătos. Spunea odată părintele Cleopa. Diavolul a căzut din mândrie și de aceea nu poate zice iartă-mă. Așa și noi. Când vei vedea că cineva își cere iertare și tu nu zici Dumnezeu să te ierte, ești asemenea cu diavolul care nu poate zice iartă-mă. Sau dacă ai greșit ceva și nu ceri iertare, te asemeni cu el că nu zici iartă-mă. Și chiar dacă nu ești vinovat, să nu spui nu vreau să zic iartă-mă. De ce să zic? El este vinovat, nu eu. De aceea, totdeauna să ne smerim.